Smintiții Naron din matusalemica rasă rigeliană era a patra generație din familia sa care îngrija Arhiva Galactică. El păstra registrul gros ce conținea lista numeroaselor rase care își dezvoltaseră inteligență, ca și registrul mult mai subțire unde se găseau numele raselor ce ajunseseră la maturitate și fuseseră acceptate de Federația Galactică. În primul registru mai multe nume fuseseră tăiate cu o linie. Cele care, dintr-un motiv sau altul, dăduseră greș. Neșansa, imperfecțiunile biochimice sau biofizice, neadaptările sociale își ceruseră drepturile. Cu toate acestea, din registrul subțire, niciun membru nu fusese încă șters. Uriaș și incredibil de bătrân, Naron își ridica acum privirea spre mesagerul care apăruse. Naron rosti mesagerul: Mărețule! Bine, bine, ce s-a întâmplat? Scurtează formalitățile. Un alt grup de ființe a ajuns la maturitate. Excelent, excelent! Numărul lor crește rapid acum. Nu trece un an fără să apară altul nou. Despre cine-i vorba? Mesagerul îi dădu numărul de cod al galaxiei și coordonatele planetei. A, ah, da, în cuvință Naron. Cunosc planeta. Cu un scris înflorit-o însemnă în primul registru, apoi o copie în doilea folosind după cum era obiceiul denumirea sub care planeta era cunoscută de majoritatea locuitorilor ei. Pământ. Aceste noi ființe continuă el au stabilit un record. Niciun alt grup n-a evoluat atât de rapid după apariția inteligenței. Sper că nu-i nicio greșeală. Nu, mărețule. Au descoperit energia termonucleară? Da, mărețule. Ei bine, acesta este criteriul Chicoti-Naron. În curând, navele lor vor explora spațiul și vor contacta federația. De fapt, mărețul e rostișă, mesagerul. Observatorii ne-au spus că încă nu s-au desprins de planetă. Naron fu luit. Deloc? N-au construit nici măcar o stație spațială? Nu, încă mărețule. Dar dacă dețin energia termonucleară, unde își efectuează testele și detonările? pe propria planetă mărețule. Naron se ridică la înălțimea celor șapte metri ai săi și tună. Pe propria planetă? Da, mărețule. Încet, Naron își scoase stilusul și trase o linie peste ultimul nume scris în registrul subțire. Actul nu avea precedent, însă Naron era foarte înțelept și putea vedea inevitabilul la fel ca oricare altul din galaxie. Smintiții, murmură el.